Te salut! Numele meu este Urania Cremene, sunt mamă, expert în parenting și autoarea metodologiei All About Parenting. Știi, o viață de familie armonioasă înseamnă sarcini și responsabilități împărțite între membrii familiei. Înseamnă asumarea rolului de părinte din prezent, dar și dreptul de a nu uita cine ai fost și ce te face fericit. Alături de apa minerală naturală Zizin, vom încerca să vorbim deschis despre armonie și ce reprezintă ea în viața noastră. Încercăm să ne aliniem provocărilor actuale. Alegerile inteligente ce privesc familia fac diferența, de la apa pe care o bem, care trebuie să fie una de calitate, apă minerală microbiologic pură la sursă, până la jocurile sau timpul petrecut alături de cei mici. Vom încerca să găsim răspunsuri la multe din întrebările care ne macină în această perioadă. Cum comunicăm eficient cu partenerul în aceste vremuri presante? Cum menținem copiii conectați la valorile familiei și cum ne împărțim între work from home, homeschooling și chestiunile zilnice, casnice? Este în regulă oare să ne simțim copleșiți? Cum facem față noi realități? Te invit alături de noi în acest demers de redobândire a armoniei. Mi-aș dori foarte mult ca în acest video să-ți împărtășesc un lucru pe care poți să-l faci și care să te ajute în această direcție, pentru că ne-am trezit cu toții în această perioadă de timp sub același acoperiș cu foarte multe roluri întâmplându-se în același timp. Da, suntem părinți, suntem parteneri de viață ai soților sau soțiilor noastre, suntem fii și fiice ai părinților noștri, suntem prieteni pentru prietenii noștri și mulți dintre noi lucrăm de acasă. Suntem, iată, colegi pentru colegii noștri. Și toate aceste lucruri sunt foarte dificil de dus sub același acoperiș, mai cu seamă acolo unde copiii s-au obișnuit ca noi să fim părinți. Ne trezeam dimineața înainte, le făceam micul dejun, îi pregăteam pentru școală sau grădiniță, ne îmbrăcam la rândul nostru pentru serviciu, îi duceam la grădiniță sau la școală și mai apoi viața noastră personală se desfășura doar după serviciu. Și copiii ne vedeau doar în aceste roluri. Iată cum deodată suntem toate aceste lucruri sub același acoperiș. E greu de dus și pentru noi, e greu de dus și de parteneri toată această realitate și e greu de dus pentru copii care nu înțeleg de ce tu trebuie să deschizi laptopul sau de ce vorbești la telefon atât de multe ore în fiecare zi. Cum faci cu toată grămada de vase care a rămas nespălată în chiuvetă? Cine dă cu aspiratorul? Cine se joacă cu copiii? Ei bine, în această perioadă de timp îți propun un exercițiu simplu, pe care poți să-l faci împreună cu membrii familiei și mai ales cu copiii. Se numește floarea rolurilor noastre. Ce ai de făcut în această direcție este să iei o foaie de hârtie și să desenezi pe ea o floare, exact așa cum o fac copiii, știi, cu acel bănuț rotund în mijloc și cu petalele acelea clasice, ca o margaretă. Și treceți numele în mijlocul acestei flori. Poate că te cheamă Codruța sau Corina. Și ce ai de făcut este ca fiecare dintre aceste petale să reprezinte un rol pe care tu îl joci în viața ta. Și o petală va fi despre Codruța mamă, o altă petală va fi despre Codruța profesionist. Poate ești contabil sau project manager. Nu știu. O altă petală va fi despre tine, prietena prietenilor tăi. O altă petală va fi despre tine, fiica mamei tale sau tatălui tău și așa mai departe. Ce îți propun să faci mai departe este să te gândești la ce ai de făcut pentru fiecare rol, care sunt lucrurile care te provoacă, cum trebuie să te îmbraci, cum trebuie să vorbești, care sunt nevoile psihologice de bază pe care tu ți le îndeplinești, ți le satisfaci în fiecare rol, cum te conectezi mai exact cu colegii tăi, cu prietenii tăi, cu părinții tăi, cu copiii, cum te conectezi cu partenerul de viață, ce ai de făcut din rolul tău profesional, mai exact, care este pălăria pe care trebuie să ți-o pui pentru ca brusc să treci de la rolul de mamă la cel de profesionist. Ce presupune asta din perspectiva ta? Și mai apoi, ce înseamnă să fii cu adevărat
partenerul, partenera, pentru soțul sau soția ta. De ce te va ajuta acest exercițiu? Pentru că îți vei da seama, pe de o parte, cât de autentică trebuie să fii în toate aceste roluri, pentru că te vei duce pe tine în fiecare dintre aceste roluri, nu vei mai avea șansa să spui, gata, acum sunt profesionist, gata, acum sunt mamă, ci fiecare dintre calitățile tale, abilitățile tale, cunoștințele tale, le vei folosi în fiecare rol. Ăsta este un lucru foarte fain, pentru că îți vei da seama că toate aceste roluri sunt doar roluri, nu este identitatea ta. Tot ce duci în fiecare dintre aceste roluri este o bucățică din tine, mai mică sau mai mare. La ce te va mai ajuta acest exercițiu? Mai cu seamă dacă îl faci cu toți membrii familiei. Ei bine, copiii tăi vor înțelege că atunci când deschizi laptopul sau atunci când vorbești la telefon, ai îmbrăcat deja o altă haină, dar tu în spatele acestei haine ești tot mami pentru ei. E doar un alt rol pe care îl joci la un moment dat sau altul. Iar mai apoi, după ce închizi laptopul și ești din nou alături de copiii tăi, poți din nou să fii acolo 100%, așa autentică cum ești tu. Asta va crea armonie pentru toată lumea și copiii tăi vor înțelege de fiecare dată ce înseamnă să fii 100% în ceea ce faci. 100% profesionist, 100% atunci când gătești, 100% atunci când îți petrești timp cu soțul tău sau cu soția ta, 100% atunci când te joci cu copiii tăi. În momentul în care suntem 100% atunci când avem ceva de făcut, apoi lucrul acela ne iese cu totul. E singura șansă pentru noi să reușim cu adevărat să aducem armonie în viețile noastre, făcând cât de bine putem ceea ce avem de făcut. Iar asta o poți obține doar cu ajutorul membrilor familiei tale, care înțeleg o dată în plus, și acesta este un beneficiu extraordinar de mare, ce înseamnă această multitudine de roluri pe care fiecare dintre noi le jucăm în viețile noastre. Asta te va ajuta și în relație cu copiii tăi, dar și ei vor învăța că această floare a rolurilor este și pentru ei. Pentru că și ei sunt frați pentru fraților și ei sunt copii ai voștri, sunt nepoți pentru bunici și colegi pentru colegilor. În felul acesta învățăm, iată, să coexistăm sub același acoperiș în multitudinea rolurilor noastre. Sper că ți-au folosit aceste informații și că îți vei desena floarea rolurilor tale și că vei urmări în continuare toate informațiile pe care le-am pregătit pentru tine alături de partenerii noștri Zizin.